de din România din prisma ultimilor 2 ani, de când s-a lansat oficial reprezentanța, care au fost realizările vis-a-vis de intențiile noastre inițiale, ce doream să realizăm atunci când am venit pentru prima dată oficial în România în urmă cu 2 ani. Evident, existau parteneri care vindeau și ofereau soluții de link încă dinainte. Istoria începe cu aproximativ 10 ani înainte de lansarea oficială a companiei. Deci venirea noastră, să zic așa, a fost cumva motivată de niște rezultate legate și de business-ul de link. Evident, pe lângă piața în continuă expansiune din România. A fost o adevărată provocare. De ce zic asta? Pentru că era destul de dificil să vină în România o nouă companie de rețelistică pe lângă cele deja existente. Să nu uităm că exista deja Light Telesin cu o istorie destul de veche, aș putea zice, cu niște proiecte câștigate destul de mari, cu oameni dedicați în reprezentanță, cu parteneri dedicați care ofereau deja soluții. Mai exista pe lângă acestea și alți vendori importanți, cum ar fi Trecom, cum ar fi SMC. Deci, iată, noi vedeam deja cu un handicap temporal, în sensul că veneam mai târziu decât ceilalți. Și cu toate acestea, aveam planuri foarte mari legate de piața din România, în sensul că vreau să devenim numărul 1 în segmentul SMB Soho, vreau să furnizăm cât mai multe soluții de rețelistică sau clienților din România, vreau să facem din Delink un simbol al unei companii dedicate clienților, în sensul că sprijină activ atât segmentul educațional, cât și segmentul de retail. Și evident, nu în ultimul rând, vreau să repetăm succesele pe care compania Delink le reportase în țările din apropiere, în sensul de proiecte câștigate în segmentul telecom, proiecte foarte mari guvernamentale, plus cota de piață, evident, vreau să fie similară, cel puțin, cu țările învecinate. Ce am realizat în acești 2 ani? Mă bucur să afirm acest lucru după 2 ani. Suntem, în momentul actual, numărul 1 în ceea ce privește echipamentele de rețea wireless. Deci, iată că recunoașterea brandului la nivel internațional s-a repetat și în România, în sensul că lumea a înțeles până la urmă că Delink este într-adevăr numărul 1, are cele mai bune echipamente de rețea wireless și cumva a devenit sinonim cuvântul Delink cu cuvântul rețea wireless. De asemenea, am devenit tot în acești 2 ani numărul 1 în ceea ce privește segmentul de retail. În sensul că cele mai multe echipamente de rețea vândute prin retail, asta incluzând și segmentul de e-tail, deci magazinele virtuale care știm cu toții sunt prin avânt, vând cele mai multe echipamente de la noi, de la Delink. Atât în ceea ce privește echipamentele wireless, cât și echipamente consumer, deci rutere, switch-uri de mici dimensiuni, rutere gigabit sau Ethernet. Evident, am făcut foarte mult și în ceea ce privește segmentul de proiecte. Domnul președinte Wen și domnul Napierel au menționat câteva deja. Vorbim despre Consiliul Județean Satu Mare, Primăria Satu Mare, Primăria Bistrița, Spitalul Județean Timișoara. Deci, iată numai câteva proiecte foarte importante. Evident, ele sunt răspândite în toată țara și toate au putut fi realizate împreună cu partenerii noștri, unii dintre ei sunt chiar aici în sală, împreună cu alți vendori importanți din piața de IT, cum ar fi Intel sau Microsoft, am participat la acțiuni comune. Iată un grafic care, zic eu, spune foarte multe. În spatele acestui grafic este munca întregii echipe de Link România, din 2005 până de la lansare până în 2007, am reușit să dublăm an de an cifra de afaceri. Lucru care ne situează, ca și creștere, evident, mult deasupra creșterii normale a pieței de IT din România, care oricum are o rată destul de mare și se situează undeva la în jur de 40-50% pe an. Echipamentele noastre, care sunt adresate operatorilor telecom, au fost foarte bine primite de operatorii care au putut să ofere și care au vrut să ofere servicii ADSL. În România știți foarte bine că din cei aproximativ 7 milioane de utilizatori internet, cât au fost declarați la începutul anului de Ministerul Comunicațiilor, numai în jur de 150.000 sunt utilizatori ADSL. Deci iată că proporția este total aiurea, dacă să ne uităm și să comparăm România cu restul Europei.
Tocmai de aceea încercăm să încurajăm atât tehnologia DSL în România, cât și, evident, să oferim echipamentele necesare operatorului pentru a susține creșterea acestei tehnologii. Chiar în aceste săptămâni am fost membru activ la o licitație, în sensul că am ofertat alături de alți competitori niște modemuri ADSL pe care sperăm că RomTelecom le va oferi anul viitor clienților săi finali. În momentul actual există peste 100 de ingineri capabili să ofere soluții de networking wireless garantate de către noi. Am vrut să facem acest lucru. De ce? Pentru că ați văzut, au apărut o mulțime de producători de echipamente wireless. Toată lumea vrea să folosească această tehnologie, însă nu toată lumea știe să o implementeze corect. Există probleme, știți foarte bine, de securitate, există probleme de conectivitate, pe care, evident, nu oricine le știe foarte bine și nu știe riscurile la care se expune atunci când instalează o rețea wireless. Ce am vrut noi? Am vrut să avem o garanție că cei care vând de link, adică partenerii noștri, cunosc toate aceste aspecte și atunci când vor instala o rețea wireless la un client, o vor face în mod profesional. Și tocmai de aceea i-am chemat la noi, le-am arătat cum să facă măsurători, cum să implementeze astfel de rețea și le-am dat, evident, o măsură a acestei capacități a lor de a face o rețea wireless. Datorită particularităților pieței în România, în sensul că anumite segmente de piață sunt mai dezvoltate sau altele sunt foarte dezvoltate, însă cucerite de către alți vendori, evident, trebuie să ne adaptăm strategia la realitățile românești. După cum am zis, segmentul de consumer este destul de important și deja am reușit să cucerim o foarte mare parte din el. Însă, foarte important pentru noi rămân segmentele de soluții de rețea și evident, soluțiile telecom. Vom încerca să atacăm, evident, și aceste segmente, păstrând, v-am zis, modul de abordare locală.